Muzeul Dunării de Jos găzduiește expoziția Arta Tranșeelor, partea proiectului Colecție și Colecționare ediția 7, realizată în colaborare cu Asociația Muzeului Jucăriilor din București. Colecția ce aparține inginerului Cristian Dumitru, promotorul acestui fenomen în țara noastră, prezintă povestea cartușelor, grenadelor, proiectilelor, obuzelor realizate pe front, în spitalele de campanie sau prizonierat de soldații români sau de alte naționalități. În cadrul expoziției sunt prezentate peste 200 de obiecte de artă realizate din deșeuri militare, reprezentând vaze, scrumiere, măsuțe, râșnițe, clopoței, căni, sfeșnice, rame foto, veioze, diverse obiecte din tuburi de proiectil, confecționate de soldați, dar și de prizonierii de război. Ornamentele de pe aceste piese inedite cuprind motive florale, zoomorfe, imagini de pe câmpul de luptă, tancuri, aeroplane, inscripții ale unităților militare. Expoziția va fi deschisă pentru public în perioada octombrie 2021-ianuarie 2022. Bună ziua, bine ați venit la Muzeul Dunării de Jos Călăraș. Ne aflăm la deschiderea expoziției intitulată Trench Art, Arta Tranșeelor, expoziție realizată în colaborare cu Asociația Muzeului Jucăriilor din București, reprezentată de domnul inginer Cristian Dumitru și fratele său Mihail Dumitru. Tradusa ad literam Trench Art înseamnă Arta Tranșeelor și definește acele obiecte cu o valoare artistică deosebită, realizate atât de soldați cât și de prizonieri de război într-o mai mică măsură, în timpul unor conflicte militare. Mai multe amănunte despre povestea din spatele tuturor acestor piese ne va da domnul Cristian Dumitru, promotorul acestui fenomen de trench art în țara noastră. Prima piesă, deși nu eram fumător acum 30 și ceva de ani, a fost o scrumieră. Nici atunci, nici acum nu fumam și nu fumez, dar mi-a atras atenția. E cumpărată de la un bătrân dintr-un târg de vechituri și chiar bătrânul mi-a povestit cum a fost făcută undeva după primul război mondial din țeava unui tun. Partea aceasta cilindrică care se vede este chiar o felie propriu-zisă din țeava unui tun, se observă încă ghinturile interioare. Știți că proiectilul pleacă nu numai cu viteză dintr-un tun, dar pleacă și cu o mișcare de rotație, iar ghinturile interioare ale țevii creează această mișcare. Bineînțeles că nu se putea o scrumieră fără o brichetă făcută din alam, o imitație de cartuș. Alte piese realizate din grenade defensive o reprezintă, din păcate, pentru mine, că nu fumez, tot scrumierele. Precum vedeți, aceasta a fost cromată, secționată, deci este o grenadă normal dezamorsată, pusă pe un suport frumos, deci era folosită și ca scrumieră și ca prespapir pe birourile ofițerilor. Tot așa avem alte piese interesante legate de fenomenul de trench art, cum e această scrumieră realizată la Arsenalul Armatei. Arsenalul Armatei a fost undeva în București, pe locul unde se află acum Casa Poporului. Deci o clădire și o instituție foarte, foarte veche. Din nou, o piesă interesantă legată tot de curentul de trench art, legată de obiecte practic din armată, care au fost folosite și în scopuri civile, este acest felinar pliabil cu ferestre din mică. El a fost folosit atât în război de independență, cât și în primul război mondial. Un felinar mult mai evoluat, reprezintă acest felinar din al doilea război mondial realizat pentru armata germană. El funcționa cu carbit, avea reglaje de apă, de debit, de presiune, de luminozitate. Deci o piesă foarte, foarte interesantă. Din nou avem o scrumieră realizată dintr-un fund de proiectil foarte mare, iar ca piciorușe sunt folosite 4 cartușe de pușcă din primul război mondial, la care s-au pus, bineînțeles, chiar și vârfurile, chiar și proiectilele, să zic, gloanțele. O mare parte a colecției o reprezintă vazele realizate din tuburi de proiectil de calibru 75, 76, 81, 82, specifice primului război mondial. Tuburile normale erau absolut drepte, dar ele, prin îndemânarea meseriașilor, mecanicilor din spatele frontului, a soldaților, chiar în atelierile militare ale epocii, ele au fost prelucrate prin ciocănire, prin gravare. Era destul de greu de prelucrat, mai ales ținând cont că tot relieful acesta trebuia făcut în cadrul unui tub. Existau tehnici specifice cu lemne care se băgau în interior, cu mici dăltițe care loveau metalul și din interior și din exterior, cu
semne de divizare ale tubului ca să iasă perfect razele, să poată fi și alungit. Deci o tehnică manuală, din păcate, pierdută astăzi, nu cred că mai găsim meseriași să ne facă astfel de lucrări elaborate, pe care le făceau soldații, uneori chiar în condiții de front, în condiții de tranșee, de aceea și toată acest curent, să zic, al acestor obiecte se intitulează chiar trench art, arta tranșeelor. Poate cea mai cunoscută piesă de trench art românească este chiar coroana de oțel a regelui Ferdinand, cu care s-a încoronat la Alba Iulia. Deci o poză de epocă cu regele purtând această coroană, coroana de fier realizată dintr-un oțel, dânsul n-a dorit să se încoroneze nici cu o coroană de pietre prețioase, nici de aur, nici de alt material. A folosit țeava, a folosit oțelul din țeava unui tun turcesc capturat de soldații români la Plevna. Și bineînțeles, o carte de epocă, aparținând chiar lui George Coșbuc, povestea unei coroane de oțel, în care ne descrie această poveste. Colecția de trench art s-a îmbogățit continuu în ultimii 30 de ani, plecând de la câteva piese, astăzi ea numără peste 500, aproape de 600 de piese. În ultimii ani am inclus în colecție, pe lângă obiecte propriu-zis realizate din resturi militare, și obiecte militare care au fost folosite în mediul civil foarte, foarte mult timp. De exemplu, o busolă, se folosea o busolă de primul război mondial, o întâlneai la montaniarzii din anii 80, prin munții Făgăraș, sau un binoclu militar german din al doilea, era foarte potrivit pentru vânătoare și în anii 80 și în zilele actuale. E foarte performant. Multe obiecte au ajuns, să zic, prin mediul civil, au trecut, s-au folosit mulți ani și mediul civil, cum ar fi acesta este un aparat de măsură al liniilor militare, al liniilor telefonice militare, folosit și în sistem civil până prin anii 80, sau acest telefon din al doilea război mondial, care a fost readaptat la cu totul alte baterii după război, și armata germană și chiar și cea olandeză l-au folosit până prin anii 90, deci mulți ani după al doilea război mondial, e încă funcțional, e încă perfect, deși e fabricat în 1938, sau binocluri, cum e acest rarisim binoclu Görz, făcut realizat cu telemetru, deci este un sistem brevetat de locotenentul Ionescu din armata română din primul război mondial, lucruri performante și în ziua de astăzi, o dovadă a lucrului bine făcut de acum 100 de ani.